Dobroveče svima, hvala vam što ste došli. Ja ću se na kratko svima obratiti. Pozdravljam vas sve u svoje lično ime, u ime domaćina, u ime udruženja Sanduti Mok i drago mi je što smo se ovde po 12. put okupili da proslavimo običaje, igru, pesmu i jezik Vlaha Srbije. Hvala vam što ste došli. Ono što samo mogu da kažem je da je veliki uspeh što 12. put se ovaj festival održava i sve sa istim ciljem. Da sačuvamo ono što je ostalo od tradicije naših baka, dedova, od starina, da očuvamo naš jezik, našu kulturu i nadam se da u tome polako uspevamo, da sačuvamo dakle naš jezik. Ali ono što, pa mogu da kažem, jeste gorući problem svih nas ovde, jeste sve manji broj ovih malih učesnika, da ne kažem novog priraštaja. Zato neka bude zadatak svih nas u narednim godinama, decenijama, da nas bude što više, da bude što više dece, što više smeha, pa da imamo koga da naučimo i da igra i da peva, da se smeje, da razmišlja i na maternjem i na jeziku većinskog naroda, da svi zajedno pevamo, igramo sva kola, sve jezike i da razmišljamo samo o dobro. Meni je drago što ste došli i ja bih želela da krenemo sa programom, a ono što ćemo najpre videti jeste folklorni ansambl Narodne biblioteke iz Golubca, obzirom da su oni prošlogodišnji pobednici i oni će se ovoga puta u izmenjenom sastavu, nešto malo modifikovanom sastavu od prošle godine, predstaviti apropo današnjem danu, obzirom da je danas Ivanjdan, pa će oni izvesti nešto vezano, jedan deo običaja vezan za Vlahe, odnosno za današnji dan, za Ivanjdan. Pre toga pevaće nam Milun Milunović, neko koga već svi znamo i slušamo uvek na festivalima, bit će a cappella, dakle bez muzičke pratnje, Milun Milunović. Nakon toga, naša nada što se pesama tiče, dakle imamo budućnost, ali treba još svi da radimo na tome, Jon Konstantin Glišić, takođe jedna lepa naša vlaška pesma. Uživajte! Tunierische Apollina, Amun Fratchen Sarastrina, Joi Trimiet Karche Savina, Joi Trimiet Karche Savina, Amun Fratchen Sarastrina, Joj trimet karše savina, jel trimjače sanataše, de unan šižumataše, kaku dušmanjnu sapoše, kaku dušmanjnu sapoše. Jel trimjače sanataće, kaku dušmanjnu sapoće. Jel kan skrije mamangije, kan šićašće mamiljašće, dal mje udor jel satopjašće, дал мне удор я сатопяще, кончитаще, мамиляще, дал мне удор я сатопяще. Thank you.
došej na trg, še kumparaju po, še kumparaju po, še kumparaju po. Brazdele de plug. Există plante pentru tristețe și durere.
cu ce se calmez chinurile strămoșilor mei, care s-au luptat pentru dreptate, cu ce se amin lacrimile Maichei Iubii, care și-a dat viața pentru țară, cu ce se alin durerea din inima poporului meu, Vandane. Nastavljamo dalje sa programom. Bio je ovo folklorni ansambl Narodne biblioteke iz Golubca. Pripreme misice da odrade i defile. A pre toga čućemo doktora Sašu Dražilovića i nekoliko lepih vlaških pesama po njegovom izboru. Acum mă rog da să pregătească misițe, să vină aici să facă defile, dar înainte ce fac el defile, a venit să ne cânte niște cânti românești doctorul Sașa Dražilović, gospodin Sașa Dražilović, doctor medicină. Thank you.
ție. Să mă vorbesc eu cu cine vor dori ție. Jordače Sidonija, ja se izvinjam, čas kusa da kam grešim.
Hrim Dumbravica, numărul 13, Hrim Nicolita. 18 ani, ce scuze că n-am citit bine. Broj 14, Nikolić Aleksandra, 17 godina, iz Crnajke. Opština Majdanpek. Broj 15, Jelena Blagojević, 18 godina, dolazi iz Vitovnice, opština Petrovac. Broj 16, Soldatović Lilijana, pardon, također iz Vitovnice. Broj 17, Njagojević Milenija, 19 godina i Crnajka. Broj 17, dakle broj 18, Nikolina Tribunović, dolazi nam iz Topolovnika, to je Nikolina. I broj 19, Jovana Mišić, dolazi nam iz Barića, a ima 17 godina. Eto, ovo su naše misice, sve su lepe, a sada nastavljamo dalje. Ja bih molila misice sada da, u stvari mogu i da ostanu tu ukoliko žele, da bi mogle da ukrase ovu binu, a sada će nam pevati naša draga gošća Angelika Stojkan. Ona nam dolazi iz susedne nam Rumunije, iz Oršove, dakle tu preko Dunava odmah. Ja se nadam da ćete uživati u njenim pesmama, u njenom glasu i šta da vam kažem, uživajte. Venic, doamna Stojkan vine din Orșova, din România. Cred că există problema cu muzica. Verujem da postoji neki tehnički problem, da se to malo odužilo, ali ništa, vi možete i dalje da gledate u naše lepe misice. Ja ću da još jednom ponovim. Anita Jovanović, broj 1, broj 2, Grujić Marija, 3, Marijana Balabanović, 4, Tamara Marković, 5, Mirjana Milovanović, 6, Živković Milica, 7, Brankica Mladenovska, 8, Aneta Lazar, 9, Đopana Đorđijana, 10, Đok Denisa, 11, Lučijan Aleksandra, 12, Jordače Sidonija, 13, Hrim Nikolita, 14, Nikolić Aleksandra, 15, Jelena Blagojević, 16, Soldatović Lilijana, 17, Njagojević Milenija, 18, Nikolina Tripunović i broj 19, Jovana Mišić. Videli smo misice, a sada još uvek očekujemo da vidimo našu dragu gošću, Angelika Stojkan, da li može? Ili postoji još uvek problem? Mislim da će se rešiti. Și rugă-te, îți-o plec cu pămâine.
Thank you.
Satelor București, Aișenur Osmen, o tânără care cântă foarte frumos oltenește. Ea este Maria Bejan, este eleva mea și vom cânta împreună un cântec patriotic și vreau să îi permiteți colegii și prietenei mele Polina Gheorghe, care a venit pentru prima oară aici și sperăm să vină de acum și în anii următori la festival, să vă adreseze un salut și câteva vorbe de acolo, de acasă, din România.
vă aduc salutul postului de radio România Antena Satelor. Prin mine suntem prezenți pentru prima oară la dumneavoastră. Am venit cu mari emoții, am venit cu credința în Dumnezeu că neamul românesc, oriunde s-ar afla el, este veșnic. La mulți ani, prieteni, să credem în destinul nostru, care, iată, curge în veșnicie prin cântecul și horele noastre rotunde precum țara. La mulți ani vă purtăm mereu în suflet, românii de aici, românii de peste tot din jurul hotarelor țării, știm de existența dumneavoastră și ne rugăm în bisericile noastre ortodoxe pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră și pentru împlinirea idealurilor dorite pe care le cunoaștem și noi și dincolo de acestea ne dorim o Românie frumoasă cu toții la un loc, mai ales că sărbătorim centenarul. Vă îmbrățișăm cu drag, la mulți ani, suntem la cea de-a 12-a ediție a acestui festival consacrat spiritului românesc. La mulți ani, dragi compatrioți, la mulți ani vă sărut pe suflet!
Da se nakratko podsjetimo i Staniše Paunović, obzirom da je to neko osoba koja nam zaista nedostaje, jer je on svake godine bio i učestvovao na ovom festivalu, tako da možemo reći da je bio simbol ovog festivala. Neka mu je večna slava, a u znak podsjećanja na njega Goran Petković će nam otpevati i jednu njegovu pesmu. Bună seara, dragii mei, dragi români! Eu vreau să vă salut tuturor, să vă doresc o seară minunată și îmi pare bine, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră aici, la zona mea, la mea, la Jitco. Vladimirovac, broj 9, Đopana Đorđijana, Dumbravica, broj 10, Đok Denisa, također Dumbravica, broj 11, Lucijan Aleksandra, Dumbravica, 12, Jordače Sidonija, Dumbravica, broj 13, Hrim Nikoleta, Dumbravica, broj 15, Jelena Blagojević iz Vitovnice, broj 16, Njagojević Milenija iz Crnajke, pardon, broj 17, Njagojević Milenija, malo smo permutovali, moja greška, ja se izvinjavam, a broj 16 je Soldatović Lilijana iz Melnice i broj 18, Nikolina Tribunović Topolovnik. Sa brojem 19 je Jovana Mišić iz Barića. Hvala lijepo našim misicama. A ono, broj 14, gdje je broj 14? Evo je, stiže i broj 14. Nikolić Aleksandra iz Crnajke. To su naše misice, nastavljamo dalje sa programom i ono što ćemo sada vidjeti, uživati u igri pesmi folklornog ansambla iz Vitovnice. Da li su spremni Vitovnica? Izvolite. Misice, molim vas, povucite se, vidimo se kasnije. Thank you.
iz Rumunije, iz Dumbrovice, koji će nam se predstaviti pesmama i igrama iz tog kraja. Dubra... A, ovo je nekako jevrajska već. Thank you.
zahvaljujem se folklornom ansamblu iz Bora Veterani, mulțumesc ansamblu folkloric Zembor Maroc să vină aici pe scenă frații noștri de Mănăstărița, dar și domnul Pădureanu. După Mănăstărița va veni domnul Pandoru, domnul Homolia și începe Mănăstărița și avem ei două formație Țârnaica să se pregătească și Cumanovo o să termine jocul ăsta. Vreau să vă aduc salutul meu din Craina Bănățană. Mă bucur că în 2013 am câștigat aici pe loc cu acesta minunat trofeu de aur și aș vrea să fiu alături de dumneavoastră pentru că îmi ține Dumnezeu zilele. Vă mulțumesc pentru că existați. Am să vă aduc o doină ritmată din Banatul de Munte. Așa cum știm, brâul bănățan, mi se română adevărat și o argeleană.